setup-urile gamerilor români pentru a vedea care este cel mai bun dintre ele și le mulțumesc celor de la Epic Games că au sponsorizat acest videoclip. Iar primul setup la care o să mă joc Fortnite este cel al lui Saic. În acest setup este un setup în care am investit foarte mult timp și foarte multă iubire. Monitorul ăsta de 360Hz își face minunile, să dăm alea 200K, un microfon bun, două calculatoare, unul pentru stream, unul pentru gaming, lama din Fortnite care ne poartă noroc ca să putem să câștigăm fiecare meci și cam atât, Noris. Da, de pereții ăștia nu zici nimic? Că ia uite ce ai pe ei. O lavabilă, mă, vrei să-l chem pe tata să dea cu lavabilă aici? Bă, nu știu să dau cu lavabilă, dar o să dau, promit, și o să-i fac negri. Contează cum o să joc eu pe setup-ul meu. Tău. Așa că hai să intrăm în Fortnite și să vedem. Stai, n-am ce să zic, de pe webcam-ul ăsta chiar se vede bine setup-ul, mai bine decât în viața reală. Adevărat. Până să dăm primul match pe setup-ul lui Saic, vreau să cumpăr și eu Battle Pass-ul, desigur cu codul BESTNORIS, dar înainte vreau să văd ce au băgat în Battle Pass-ul ăsta. Am înțeles că e o mitologie greacă în sezonul ăsta, avem și locații pe care o să le testăm. Ce crezi că e data erosită? Zeus. Zeus e aici, uite-l. E Hades. Boi, uite ce coroană și-a pus nebunul. Stai să vezi când faci eliminare pe el în match, îți iei medalul 1 de la el. Saic s-a jucat un pic mai mult decât mie, știți, pe Saic este efectiv obsedat de Fortnite. Da, mă, da. Bine, am luat Battle Pass-ul cu codul BESTNORIS. Hai să-i dăm primul match. Mamă, ce dore mi-era să mă joc niște Fortnite, dar aici cu Saic de față, ca să vadă și el cât de bun sunt la Fortnite. Chiar sunt curios dacă o să fac mai mult de două eliminări. Wow, ce părere proastă despre mine. Sărim în una dintre noile locații de Underworld. O, avem o armă nouă. E destul de bun. Bine, mă, vezi, băi, BESTNORIS. Cred că ai intrat în apa asta. Wow, ce-a fost asta? Odată ce intri în apa asta, primești 3 superputeri. Adică primești superputerea de 3 ori și poți să dai double space de 3 ori. Oh, da, uite. Te pup, stai, 3 kill-uri. Te pup. Norisake. Bă, dar ce mișto ți se vede webcam-ul. Acum am uitat acolo și îmi place rău de tot. Vreau să vă zic că noua armă chiar îmi place din Fortnite. Oh, 4 kill-uri, nu se poate. Bro, I'm a legend at this game. Du-te și trage de statuia asta. Să trag de ea? Da. Opa. I-ai dat challenge. Și acum trebuie să bați minionii lui. După ce bați minionii lui, o să pot să-l bați pe el. Băi, eu cred că mor. Cred că e bestie destul de greu. De ce nu mi-ai spus să-mi iau mai multe gloanțe? Uite. Oh my... What? What? Uite, văd că... What? Pleacă. No! Pot să cred! Mi-a bătut Hades! Deci locația asta mi se pare cel mai tare POI de pe hartă. Uită-te doar la statuia aia, Noris, cât de mare. What? Cât de înalt! Cred că e cea mai înaltă locație de pe hartă, sunt pe sezon. Uite, ale un chest nou care s-a băgat în sezonul ăsta. Ia! Yeah. Și aripile, că tot ziceam de ele. Și vezi că ți-a dat și MG-ul nou. Wow! Acum zbori, Noris, până pe statuie sus. Stai! Dă-i pe ăla și dă-i click pe el. Nu, nu! E prima dată când o folosesc. What? What? Ce tryharder! Bine, mă! Hai, mă, lasă-mă că fac și o eliminare. Ia, uite, Norisake. Mamă, ce rege mă simt. Wow! Cum se vede toată harta. Și acum ia, du-te cu astea încolo. Și acum dau și un shift, un boost. Nu știu ce faci, Varosane. Da, mă, Mori, cine te crezi? Stai, ăsta trebuie să-l bat direct? Bă, aparent, eu nu știam ce asta. Stai că o să fac mai mare acum. Ce, mă? Băi, mare rău de tot. E cât tine la înălțime. Înainte era cât mine și acum e cât tine. Am mai puțin. Bine, mă! Ți-a dat arma lui mitică și medalionul. 1, 2, 3! Bro, m-a spart și bila. Bro, e prea tare. Dar nu ai cum să oprești. Odată ce cred că ai dat da, animația, n-ai cum să oprești. No. Încerci să-l omor? Cu asta? Nu, trage direct pe el, trage direct pe el. Nu se face șase. Ah, n-a mers. 75? 75? 2. Bam, bam, și... Ai grăbit, trebuia să-ți faci niște cover-up. Iar al doilea setup pe care o să mă joc este cel al lui Paul 2M. Paul, spune-ne ce ai în spate. Avem monitor 360Hz principal, 144 secundar, de pe ăsta m-am apucat de YouTube și cu PC-ul ăsta, i7 cu 1080. Ăsta e PC-ul actual, 2080 Ti cu i9. E un pic vechiut pentru 2024, dar își face treaba. Birou reglabil, bineînțeles. Microfonul basic de YouTuber pe XLR. Tastatură, căști, mouse, încă un rând de periferice pentru PC-ul secundar. Cam ăsta e setup-ul meu.
o să vezi că o să joci cel mai bine pe setup-ul ăsta, pentru că merge cel mai bine, pentru că e optimizat la maxim. Încă o dată îi mulțumesc frumos lui Paul 2M pentru că mă lasă să mă joc pe setup-ul lui și celor de la Epic Games pentru că sponsorizează acest videoclip. Iar acum vreau să mă joc un Zero Bill, frate, vreau să bag la tine, nu vreau să mă mai joc cu Bill, că am văzut că e cam complicat. Masa asta e un pic, uite, fix aici. Ai dat cu punu? Player! Sunt la zero build. Am uitat de asta. Moment, Link, încă un shot. Bine, măi, pe snori! Prima eliminare! Ce-ai, mă! Bine, nicio emoție! Ăsta e nou shotgun? Nou shotgun, nou tactical, practic. Vezi, trage ca un tactical, doar că ai 3 gloanțe. Dar e genial. Da, dar dacă spui atașamente, cred că poți să crești. Să ai 5 gloanțe. Epic Pro! Sunt cam bine! Deci vreau să-mi dau o părere legat de setup-ul tău și anume faptul că totul la tine este extrem de mare. Bine, și tu ai 2 metri și înțeleg de ce. Player? Nici o emoție n-am cu tine, Besnori. Ești cel mai bun jucător în această cameră, după mine. Am înțeles, deci sunt mai de capul meu. Așa, deci setup-ul tău, efectiv, este extrem de mare totul. Pentru că tu ai 2 metri, tastatura e mare. Monitorul ăsta mi se pare extrem de mare și foarte apropiat, așa. Mouse-ul, e greu așa să-l simți, mă, mână, botoconos, așa, știi? Adică și biroul ăsta mi se pare parcă și mai mare decât ăla al meu. Da, bă, sunt un om mare, am nevoie de un setup mare, dai seama că nu am cum să stau pe un scaunel de la micuț așa sau pe un birouaș mic. Și... Wow, ce s-a întâmplat? Mama! Nu, unde pleci? E? Unde? Văd că îmi trage... Mă, dar nu reușesc să modific o dată. Una. Bun. Încă un player, încă un player. Știu, știu. A bătut botii pe ăla. Ok. Nu, nu l-a bătut botii. Bine, mă! Bine, mă, băiatule! Vreau eliminări, impresionant, sincer. Bă, un hit vreau să-l nimerez, gen, efect... O, sută! M-am cam învățat cu ea! Nori, este match-ul tău, nicio emoție. Da, da. Vreau să pun presiune pe tine. No pressure. Cel mai important moment din viața ta, cel mai important match de Fortnite, Nori. Da, mă, da, 100. Bă, nicio emoție n-am putut. Trage în el, trage în el, are NPC activat. Da? 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 Da, mă, da! Bă, mai și speriat! Hai, te rog! Bam! Mama mea, l-am nenorocit! 10 kill-uri! Mamă, sper că nu ți-am trezit vecini! 1v1, băi, Snorri! Hai, dă-i! 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 Și! Nu! Pare u! Din aer, din aer! Bine, mă, băiatule! Gizi! Primul meu win din capitolul 5, sezonul 2. Hai să vedem cum arată umbrela. Vezi că e tare rău. Hai să vedem care e următorul setup și să vedem dacă o să câștigăm. Iar ultimul setup pe care o să mă joc Fortnite este cel al lui Robinet. Prezintă-ne ce ai aici. Robinet în lumina reflectoarelor. Fiți atenți, încep cu calculatorul sau o las la final? Lasă la final, bro. Bun, fii atent, avem 3 monitoare 360-75-75 de Hz. Tastatura asta puternică 60%, mouse aproape dizolvat. Web-ul pe care l-am aici 60, am un PC 2080. Super, Ryzen 9 3900X și 32 GB. Robi, ție vreau să-ți prezint una dintre noile locații pe care Cizafone le-au adăugat în noul sezon. Mai exact, Brawler Battleground. Presupun că n-ai fost în locația asta până acum. Bro, mi-a caracterul, aiurea. Lasă-mă, așa e setup-ul meu special. Bro, ai cel mai prost setup, uitați-vă un pic. Aud chestii cum se deconectează la calculator. E ok. Da, copii, X-ul. Gata, merge. Bine, 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 bine. Lasă-mă. Hai să-i dau. Oh! Hai să-i dau. Hai să-i dau. Când deschide. Bravo, mă. Și poc, poc. Și... L-am bătut și am și murit. Robi, vreau să zic că ăsta este cel mai prost PC pe care m-am jucat. Deci nu merge nimic pe el. Se mișcă totul la gat. Să știți că e al 10-lea meci pe care încercăm să-l dăm. Dacă nu o să câștige Noris de la PC-ul meu, iertați-l, vă rog. Nu e vina lui, jur, e vina PC-ului meu. Wow, 150k. A, mai sunt medalioane? Da, doar că medalioanele acum nu-ți mai dau shield. Îți dau super puteri, da, există siphon. Să te miști mai repede, să dai mai mult damage dacă nu mă înșel. Bravo, mai dai. Bravo, mă, nu. Doamne, bine, bine. Am ajuns aproape top 15, eu sunt mulțumit cu asta. Mai armă cu punte. No, omodo. Bine! 4 eliminări! L-ai văzut, l-ai văzut? Bravo!
Bravo! Bravo, Nori! Hai mă, că acum și se mișcă mai ok setup-ul, nu? Da, 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 parcă s-a învățat cu mine. Bravo! Bravo! Nu, 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 nu! Nori! Nu, 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 nu! Te rog! Bă, totuși, bă, setup-ul tău e bine rău de tot. Din păcate nu am reușit să câștig la setup-ul lui Robby, dar vreau să spun Robby că e cel mai prost setup din tot clipul, iar cel mai bun setup este cel al lui Paul 2M, pentru că am și câștigat un meci de Fortnite. Dacă vreți să vă descărcați și voi Fortnite-ul, nu uitați că aveți primul link în descriere pentru mai multe detalii.